Vai, 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 vai. Cum ne descurcăm? Ia fi cu translate acum. Ia. Roxani. Roxanica. Roxana. Do you like me or no? Yeah, but I like you. Andy is... you have... Andy's ex-boyfriend. Ex-boyfriend? Yes. Okay. Andy denigrates with me. Andy m-a făcut praf. And me, single, with you, together. you come to Power of Love from Greece? I don't know language, Greek. Dance you with me or no? Yeah. Haide, sau să ne pune ei o melodie. E o melodie, haide să dansăm noi doi. Ridică-te. Ridică-te. E acolo. Melodia. Mi-e rușine. One kiss. No, shiny, no. One? One. Only one. Gata, finish. Yeah, you're done. Te așez la pionul. Mm-hmm. Te așez aici. Mm-hmm. Îți dau, mai îi dau un pupic. Stai pe picioare? Ferească Dumnezeu! Și după aia la ăla, vedeți, fetele lor, ne-ați dat dreptate. Am avut dreptate sau nu, mă, când am zis dreptate? Dar poate că a făcut special. Cum? Poate că a făcut special. Să aducem un preot să-ți povedească aici. Aleluia, aleluia. Oprește-te. Facem feștani, mă. Sunteți oficialul cuplu? Bine, mea se încheie în această secundă aici. Oricum ești râsul societății. De ce, dragă? Ești râsul societății. Eu sau tu? Tu? Uite cum continuă. O să continuă, cred că până la sfârșit, dar n-are rost să mai magez. Băi, acum o săptămână își dădea viață. Gata, bă, lasă să vorbească direct. Și hai să nu bag nimic în seamă din ce spune el, pentru că oricum... Dar spunem toți că ești râsul lumii. Dar nu poate să-mi iei părerea voastră. Alexander, it was a pleasure meeting you. Thank you so much. Good luck. Yeah, thank you. Bye bye. Această gală pentru mine a fost una surprinzătoare și vă spun și de ce. În acest moment am realizat că eu de fapt pe Andy nu l-am iubit extrem de mult cum am crezut eu și cum mă băteam cu pumnul în piept. A venit un Mr. Alexandru, care eu vorbeam pe WhatsApp, recunosc, care mi-a demonstrat că eu pe Andy nu l-am iubit niciodată cum am crezut eu și mă bucur că mi-a demonstrat acest lucru. Asta am simțit să facem, acum ce să fac? Ai făcut-o și pentru că ești supărată pe Andy și ai nu făcut cumva să-l enervezi? Nu, pentru că Andy oricum a făcut praf și nu mai avea rost să mă gândesc măcar la, nici măcar o secundă la eu ce mai spune. Eu când v-am zis doamna Andreea că ea nu poate să aibă o relație serioasă,
Nu v-am zis. Ai făcut-o să se simtă într-o relație serioasă? Eu cine vorbește? Păi nu mai vorbi, că tu n-ai avut timp de atâta relație serioasă. Te rog eu frumos. Da, bine, ai făcut-o să se simtă într-o relație serioasă? Dacă a zis Bianca să te umilească. Am făcut-o eu. Da. Păi ai făcut-o să se simtă într-o relație serioasă? Nu neapărat că am făcut-o, poate că a fost ceva așa. A, păi dacă a fost ceva așa, frate, haideți să nu vă mai certați, că eu n-am chef, haideți să continuăm cu emisiunea mai departe cu gala. Vedem alte materiale, că dacă a fost așa ceva între voi doi, nu mai are rost să mai continuăm. Nu, poate neforțat, poate neforțat. Păi eu așa vreau să văd puterea dragostei și eu vreau să văd persoanele așa sincere, nu să stăm să ne ascundem după de... Probabil relația lor în ultimul timp s-a răcit. Și astea sunt n-au fost mult împreună, frate. Nu, pentru că între ei există o chimie. Ei chiar s-au plăcut cu adevărat. Roxana chiar are sentimente pentru Andy, doar că nu trebuie să fie doar... Nu au încredere. Nu au. Nu au încredere. Ea știe că el vorbește cu alte fete, el știe că ea vorbește cu alți băieți, dar ei în continuare au rămas împreună. Asta nu face decât să vă consume foarte tare, sufletește. Dar acum nu suntem, noi nu mai suntem, v-am zis, noi nu mai suntem. Vorbeam din trecut, da. Acum... Da. Nu se știe niciodată. Păi să ne ferească niciodată, vorbim de sentimente și te sărâți cu ușurință cu alt bărbat. Mamă, că toți aruncați cu piatra și câte ați făcut voi la viața voastră, câte ați făcut voi. Nu te-ați făcut voi, mai bine tăceți din gură, sincer. Da, mă, stai să ne pupăm așa cu toții pe stradă, când dragoste e permis tot. Păi te-ai pupat numai. N-ai înșelat niciodată, Andy? Am înșelat, dar nu. De ce ai înșelat? Că dacă aveai o relație, cum de ți-ai permis să te duci să te pup cu altă fată și nu mai vorbim de altă? Am înșelat și vă zic eu că a fost un înșelat și atunci s-a pus punct și relației. Adică n-am mai continuat. Deci tu oricum nu ai mai putut continua cu Roxana de când ai aflat că ea vorbește cu Alexander. Da. Da. Dar cu toate astea ai rămas în relație, dorind totuși să vezi că poate se schimbă ceva. Eu știam că nu poate și știam de la bun început că ea nu poate să aibă o relație serioasă. Roxana, da. Ți-a dat vreo clipă Andy încredere? Te-a făcut să ai încredere în el? Încredere? Nu. Măcar a făcut-o în fața camerelor. Da. Așa e. Tu știai că vorbește cu alte fete? Nu știam sigur, că n-aveam dovadă, nu stau în telefonul lui să mă uit, cum să mă văd cu el doar pe holuri. Dar da, intuiam că vorbește, nu? Și am și văzut că a vorbit până la urmă, când ați arătat ce e în telefonul lui, nu? Uite-mi chiar. Dar nu stau acum, eu ce fac acum? Stau să arunc un noroi în el acum sau acum? Nu. Stau să vorbesc de ce s-a întâmplat acum. Da. Da. Voi aruncați cu piatra pentru că nu vi se pare normal, nu? No, așa ceva nu mi se pare, n-am văzut în viața mea. Toți au spus. Mm. Eu doar m-am fost surprins. O să vedem cum o să decurgă relația dintre voi doi săptămâna viitoare. Ce relație? Relația de prietenie, de colegialitate, de poști iubiți, de posibil viitor iubiți. Nu o să mai bagă seama o asemenea persoană, vă dați seama. Da, nici n-am... Da, putem să trecem peste că mi-e și familie în fise. Dar întrebarea mea, relația dintre ei doi cumva decurge? Asta e. Ui, ce curios ești. Nu știu, vom vedea. O zi aici, o zi parte aia și... Vom vedea. Dar mare grijă cu întâlnitul. Nu știu că nici n-avem voie să ne vedem. Bun. Da, Ștefan. Putem lua noi doi cartonașul roșu, eu cu Vio? Păi eu, că eu nu eram prima. Tu nu știa acolo. Eu te puțin. Alo! Am de pedepsit pe cineva și apoi... Noi cred că suntem cei mai... De pedepsit, credeți-ne. Apoi vorbesc și cu voi. Ok. Avem material, astăzi s-au întâmplat lucruri grave aici în această casă. Aș vrea să vedem și să decidem cine primește cartonaș și ce fel de cartonaș. Roșu, gata. Da? Haideți să urmărim. Adriane, vrei să mă descalific cu tine acum, vrei? De ce cu mine? Așa, că vreau eu să mă descalific. Păi eu nu vreau. Bă, vrei? Nu. Nima dacă vrei. Lasă-l, lasă-l. Ia-mi lasă pe mine. Lasă-l, mă. Potași din gură cu băiat, bă, că ți-am stat. Nu mai, dar vezi, nu mai stau să dai cu mine, da? Ai grijă. Bă, bă, maș. Da, lasă-mă să-i dau și una. Ai grijă, da? Ai grijă. Bă, Bă, dar nu supăr, frate, mai dau să mine, înțeleg? Păi, hai că clarificăm acum. Eram la masă și da, n-avem voie să stăm la masă cu fetele la cantină. Eram la masă și a spus Simina așa. Eu nu-l suport și o să-i dau mare... Și nici fetele nu-l plac. N-a spus toate fetele, nici fetele nu-l plac. Dar o să-i dau mare vot. Și Viu a zis, și eu îi dau mare vot.
Asta a fost discuția? Da. Și am spus și el în mașină, lăsați-mă să termin. Și el în mașină a zis: băi, nu mă simt bine aici, mie nu-mi place șerpăria asta, vreau să plec. Și am zis: băi, oricum cred că te votează fetele, pentru că a spus Simina că ea te votează și fetele nu te plac. Asta a fost discuția. Atât. Mi-ai spus că a spus Simina că fetele nu te plac, da, și vor vota să ieși din casă. Păi e același lucru. E același lucru. Păi fetele nu te plac și te vor vota. Păi dacă nu te plac, te vor vota. Adică era o siguranță. Nu, pentru că el a spus că vrea să se descalifice și am zis: nu te descalifica, gen. Că pentru că fetele te vor vota. Casă, pentru că nu te plac. Da, asta a fost discuția. Spus că vreau să mă descalific, într-adevăr, pentru că sincer, ce se întâmplă aici mi se pare sub orice formă. Și ai zis să mai pui și tu un pic paie pe foc și ai sărit și tu. Adică el a văzut cât m-am enervat toată săptămâna, a văzut toate lucrurile astea. Știam, știam. Și el a spus: băi, mă descalific, chiar ne întrebase de contract, ca să vorbim serios și pe real, Andreea. Și am spus: băi, dacă nu ai semnat, poți să pleci, dar cel mai bine ar fi, uite, fetele te votează, că nu te plac. Dar nu am spus, nu am folosit toate. Fetele am spus. Iar eu am plecat spre hotel cu gândul să mă descalific, să plec acasă. O lecție de viață. Nu contează ce vârstă ai. Întotdeauna, când urmează să faceți ceva, orice, mai ales așa ceva atât de important, puneți toate întrebările și aflați toate detaliile. Absolut tot. Nu e vorba de asta. Pentru că dacă știai unde vii, nu-ți mai făceai nicio grijă și stăteai absolut cât, Andrei, se poate de liniștit și nu se mai provoca nimic. Nu mă gândeam că e în halul ăsta. Eu de când am venit, parcă lucrurile au luat o raznă. A spus că nu se vede chiar așa, dar nu au luat o raznă, așa au fost întotdeauna. Nu, eu de când am venit, lucrurile au luat o raznă. Chiar așa cu bătăi nu au fost nouă ne. Adică o să vedeți în material, eu poate ați văzut anumite lucruri. Deci nu știu, eu... Și atâta minciună, toate lucrurile aranjate, totul se face așa... Totul se face prea perfect. Bă? Totul se face prea perfect. Prea perfect, e tot. Că de-aia nu se vede nimic de acasă. Nu chiar. Hei, să mai vede. Nu cine chiar. Înțelege, înțelege. Nu chiar. Da, dar el, Andreea, el a fost foarte, din timpul săptămânii a fost foarte supărat pe ce a descoperit aici. Deci, adică, doar că adică voi sunteți conștienți că telespectatorii, da, vă văd pe voi, mâncați, nu, molfăiți. Că v-am arătat. Păi și telespectatorii nu mă urmăie. Suntem oameni simpli, Andreea, nu suntem trecuți până. Suntem oameni simpli. Lasă-mă, da, să termin. Da, mi-i dă scuze. Noi trebuie să lăsăm ceva pe post. Da, molfăială. Molfăială, pentru că altceva nu avem cum să dăm la televizor. Pentru că este prea urât. Prea urât, exact, ca la țară. Este prea urât. Dragi telespectatori, iertați-ne că vă arătăm aceste imagini. Dar nu avem cum să vă arătăm altele. Pentru că se ceartă, se înjură, stau la bătaie și multe, multe, multe alte lucruri. Măcar le-am propus eu să o fac într-un mod în care putem, nu știu, difuza și noi. Adică, ce, dar tot nu e bine. Măcar, nu știu, părticele. Măcar să se facă lumină. Măcar să schimbăm ora. Măcar să se întâmple ceva. A, să schimbăm ora, corect, de la 8 în sus. Da. E, și eu vă zic, nu se poate. Schimbați-vă voi, pentru că voi ați venit să vă vadă lumea. Așa este, da. Andreea, vă dați seama ce ești dacă omul ăsta matur de 30 ceva de ani a venit și după 2-3 zile a sărit la bătaie. Deci n-am mai suportat nici el în câteva zile. Vă dați seama, noi deja... L-ai amenințat? L-ai amenințat pe Adrian? Ai sărit la bătaie și l-ai și amenințat? Nu, m-am ridicat la el și am zis că mă descalific. Cu el? Cu el. Cu el? Adică să pleacă cei prietenești. Adică să mă descalific datorită lui. Adică să pocnească. Băi, din cauza lui, pentru că e ceva negativ. Da, din cauza. Așa, datorită da, era ceva pozitiv. Da. Băi, tu consideri asta pozitiv? Nu știu. Eu nu mai îmi dau seama ce să consider și ce să... Eu nu mai știu, da, dai seama. Ideea este că... Eu sper că are e ceva grav ce se întâmplă aici. Multă vrăjeală. E foarte grav. Eu pe aia cu multă vrăjeală. Îmi place cămașa ta. Și mie s-a făcut galbenul ăla de acolo. Dar nu am lovit pe nimeni, să știți. Hamude, felicitări, ai primit un cartonaș galben. Ai fost violent. Am fost violent. Ai fost. Bravo. L-ai amenințat. Și știi ce vreau eu să fac? Să le tot strâng, să le tot strângeți, ca să ajungeți la asta. Dar câte trebuie să se strângă? Trei. Ai atins recordul. Trei. În această emisiune. Ai atins recordul în această emisiune. Ai primit un cartonaș galben încă din prima săptămână de când ai intrat aici. Eu cred că dacă ar fi după mine... Da, da. Ai luat trei, unul după altul. Da, da. Te-ai temut, Adrian?
Da. Ce? L-am simțit. El e de da, vă dați seama. Da, l-am simțit. De roșu. Vreți să vă mint să vă spun că nu? Dar m-am oprit. Tocmai pentru că l-am văzut că s-a temut și nu am vrut să... Nu am vrut să-mi arăt puterea față de un om mai slab ca mine. Am să te rog să nu mai faci asta. O să încerc, dar e cam greu aici. E foarte greu. Nici voi nu o să scăpați nepedepsite. Nu, păi dacă vin cu două cartonașii... Nu are nicio vină. Acum eu. Iei apărarea? Nu, am spus că eu am greșit, pentru că eu m-am enervat foarte tare și... Mari mai are unul? Am reacționat taiu. Nu, dar și roșu. Da. Și îmi cer scuze în fața voastră că v-am făcut să asistați la așa ceva. Chiar nu ne-am supărat, ne-a plăcut. Dacă te dai uppercutul ăla, ai văzut? Păi și așa. Place. Păi dacă puterea dragostei și iubirii nu arăta, măcar să vedem forțele corporale. Ne-a plăcut. Până la urmă... haideți să vorbim despre iubire. Poate s-au luat din gelozie. Poate... ce știu, Mari îl place pe Hamude. Dar se dă scandalul ăla? No. Și Simina s-a luat de Hamude. Pe cum explic eu cartonașele astea? Stai tu liniștit că se dă. O bucățică, vedem noi cum facem. Măcar să se înțeleagă, dacă tot se dă. Nu o bucățică fără să se înțeleagă. Ai ceva de zis acum? Zici acum. Păi nu, să se înțeleagă acolo. Se înțelege. Ce-ai văzut tu? Mare smardoială. Ce-ai văzut tu? Se dă. Asta o să vadă și telespectatorii. Simina, Mari. Tu, Mari, ai lovit-o pe Simina peste mână de vreo două ori. Nu am cum să te las să pleci astăzi, Simina. Îmi pare rău. Bine, luni. Sper că luni. Dar îți dau un cartonaș galben. Felicitări. Și ție, Mari. Tot galben. Un cartonaș galben. Felicitări. Felicitări amândurora. Bravo. Fiți exemple. Mm-hmm. Data viitoare, când vă mai vine să faceți așa ceva, vă rog frumos să vă abțineți. Am luat, da, un cartonaș galben. Cred că este și vina mea, nu doar vina lui Mari. Puteam să mă retrag, doar că nu mai pot să accept bătăi și așa. Și îmi pare rău că l-am luat, dar asta este. Liderii caselor, vă rog să interveniți de fiecare dată când se întâmplă astfel de episoade. Sper din tot sufletul să nu se mai întâmple. Și chiar dacă se întâmplă, nu-i problemă, nu mai trebuie să mai stați la coadă, la rând, pentru okay, descalificare. Pentru că încet, încet, mai luați. Ok, Andreea, dar vreau câte și persoane din această casă au cartonaș galben în acest moment? Și noi am fost... Eu am fost primul, da, eu am fost primul. Și am fost record. Nu primim un premiu. Gata, niște Ștefan. Avem doi protejați, Bianca și Adrian. Ei sunt protejați din partea publicului. Nu îi puteți vota către eliminare. Mai avem un protejat în casa băieților. Este vorba de Hamude, pentru că nu a intrat la începutul săptămânii. Da. Bun. Deci în casa băieților avem doi protejați, Adrian și Hamude. Nu-l puteți elimina. Dacă știai formatul emisiunii și dacă știai despre ce este vorba, nu se ajungea aici. N-am știut. În momentul în care Nona îți spunea că fetele s-au pus împotriva ta, nu te mai supărai atât de tare, pentru că știai că ești protejat. Dacă nu... Puteai să te gândești la asta. Tot acum. O avem pe Bianca, protejată în casa fetelor, deci mai avem nevoie de o... fată. Băieți. Băieții vor alege o fată care va fi protejată alături de Bianca. Bianca. Adică nu o puteți vota. Bun, să începem. Iar Bianca. Mădălin, zi-mi o fată pe care vrei să o protejezi. Raluca, nevasta lui Ricardo. Nevasta? Da, așa zic că glumesc eu cu ei. Da, mersi, e drag de ea și să rămân aici. Așa vreau eu. Bun, ok. Da, eu știu pe cine. Adrian. Roxana. De ce? Să-și continui aici povestea. Adrian. Foarte frumos. Păi, dar nu... Toată lumea când mă proteja pe mine casă, spunea să-și continui aici povestea. Păi și asta, asta am zis eu, să-și continui aici povestea. Ce vrei să zici? Mulțumesc, ce vrei să zici? Așa. Dar nu cu Andy, mă dați seama. De ce am zis-o cu Andy? Păi nu, nici nu mai vrei în viața ta. Nu, noi ne-am spărțit și el a zis păi și gata. I-am dat papuci. Da, vezi că ți-am dat înainte, poate. Ai grea, ai dat și bani pe ei. Hai mă, nu vă mai aruncați. Nu vă mai aruncați cuvinte urâte. A fost ceva frumos între voi și poate va mai fi. Cu cine? Cu dânsa? Niciodată. Nu l-a prins. Spuneți-l direct să pună persoana să votezi și așa. Hamude, pe cine protejezi din casa fetelor? Pe Raluca. Pe Raluca. De ce? Că ar cam rămâne singura din casă care are cuplu și îmi doresc să protejez. Andy, pe cine alegi să protejezi? Pe Raluca. De ce?
pentru că mi-este dragă și să-și continue relația cu Ricardo. Poate formăm un posibil. Mulțumesc. Poate pe viitor formăm o prietenie mai strânsă. O prietenie mai strânsă, am zis, bă, nu te sperii. Bă, stai pe tine aici în casă, Raluca. Mai în glumă, mai în serios? Hai, am de dormit cu Nonie, acum și cu Andy. A, dorm cu amândoi, nu mai dorm cu mine, ia. Da, să zic, na, nu mai contează. Ștefan. Pe Vio. Pe Vio? Da. Păi... Vreau să mergem acasă și eu iubesc. Da.